Dacă în trecut îți doreai un telefon bun cu Android pe care să nu dai o avere, compania OnePlus vă sună probabil cunoscut. Aceștia au devenit populari aproape peste noapte, grație telefoanelor performante cu design frumos și sistem de operare bine optimizat, toate la un preț mic. Dar recent, strategia OnePlus pare să se fi schimbat radical, au devenit rebeli și au prins curaj oferind un nou telefon, de această dată nu tocmai ieftin. OnePlus 6 este cel mai nou terminal al companiei, oferă performanțe de top și un design excelent. Acest telefon are un preț care pornește de la 2600 de lei și ajunge până la 3800, așadar un scor care depășește lejer segmentul telefoane de buget. Totuși nu este inaccesibil, puteți strânge bani câteva luni, dar oare merită acest efort? Să vedem. Designul lui OnePlus 6 este complet regândit și total diferit de cel al modelelor precedente. Acum avem parte de o construcție din sticlă cu metal și un ecran cu breton. Pentru că așa este moda, deși nouă nu ne prea place acest breton la telefoane. Pe lângă designul schimbat radical față de modelele anterioare, OnePlus 6 vine în două variante. Una cu 6 GB RAM, precum telefonul testat de noi, dar și o variantă cu 8 GB. Probabil cele mai importante aspecte pentru mulți sunt camera și bateria. Camera este excelentă și în unele cazuri depășește în calitate chiar camera de pe iPhone 10. La fel ca la modelul 5X, regăsim și pe modelul 6 butonul pentru alerte, dar în acest caz el a fost mutat în colțul din partea dreaptă. Telefonul stă confortabil în mână, chiar dacă acesta este ceva mai greu, el având 177 de grame. Acest aspect creează un balans potrivit între portabilitate și senzația de telefon premium. O altă schimbare majoră este renunțarea la carcasele din metal, telefonul având o carcasă cu spate din sticlă. OnePlus au ales să placeze modulul cu cele două camere pe spate, pe verticală și central. Ecranul de 6,28 inci are rezoluție Full HD cu aspect 19:9. Panoul acoperă 84% din suprafața telefonului. Ecranul se vede excelent și este AMOLED. Din păcate, nu oferă suficientă luminozitate pentru a face față într-o zi cu soare. Așadar, conținutul poate fi uneori greu de citit. Când discutăm despre software, veți vedea că OnePlus 6 nu vine cu gimmick-uri gen inteligența artificială sau cu bloatware. În schimb, dispune de o interfață curată care răspunde foarte bine la comenzi. Sistemul de operare este Android 8.1 cu interfață Oxygen OS. Performanțele sunt oferite de un Snapdragon 845, așadar un procesor de top. Camera principală are un senzor de 16 megapixeli și unul de 20, cu ajutorul cărora creează efectul de bokeh. Camera mai oferă stabilizare optică și pixeli mai mari pentru a oferi performanțe crescute în condiții de lumină slabă. Pentru filmare avem la dispoziție rezoluția 4K, dar și un mod super slow motion, 720p cu 480 de cadre pe secundă. OnePlus 6 este un telefon nu tocmai ieftin, dar care oferă un design excelent și performanțe de top. Bateria, deși are doar 3300 de mAh, se descurcă pentru o zi de utilizare, datorită optimizării software. Ca părți negative, avem absența unui slot pentru card și lipsa încărcării wireless, deși avem spate din sticlă. Tot la partea negativă, am putea încadra oarecum și prețul, acesta fiind cel mai scump telefon de la OnePlus de până acum. Și iată că nici măcar nu mai este cel mai ieftin terminal cu aceste specificații.